Dragi prieteni, astăzi încerc să vă fac o filmare despre cum ascut lanțul la drujbă și vreau să vă arăt și vouă, celor care nu știți sau celor care utilizați alte metode, poate se potrivește metoda mea. Dacă sunteți începători, vă recomand să utilizați acest file holder. E un ghidaj pentru pilă. Îți arată pe unghiul la care trebuie ascuns lanțul. De exemplu, eu vreau să-l ascut acest lanț la 30 de grade. Am aici o striație care mi-arată că are 30 de grade. Chiar aici ai. Așa. Striația respectivă va trebui să-mi vină paralel cu lama. Să meargă striația în paralel cu lama de la drujbă. Lama vine așa, striația exact în paralel. De ce e foarte important să ascuțim un lanț la drujbă? Lanțul de la drujbă e cel care, partea care e contact cu lemnul. Primul lucru, se uzează. Iar în momentul în care lanțul nu mai taie, efectiv va crește consumul de combustibil, uzura și absolut tot. Iar în momentul în care vei avea un lanț ascuțit, primul lucru, voi avea niște avantaje care se văd imediat. Se reduce consumul de combustibil, aia e clar. Se reduce timpul de lucru, bineînțeles. Se reduce efortul fizic. Și după care urmează avantajele care se văd în timp, adică reducerea uzurii motorului, reducerea uzinii și linii de ghidaj, a lamei, plus satisfacția unui lucru pe care l-ai făcut tu cu mâna ta, adică nu te-ai rugat de nimeni și ți-ai ascuțit tu lanțul la drujbă. Da? E un lucru foarte important. Ce se urmărește? Se urmărește în primul rând ca toți acești dinți să fie uniformi. Unghiul de tăiere foarte important la care este făcut. Mărimea dinților la fel este foarte importantă, pentru că dacă pe parte dinții vor fi mai mari, pe cealaltă vor fi mai mici, automat va tăia într-o parte. Foarte, foarte important să faceți o ascuțire uniformă. De aceea vă recomand să folosiți această lamă de ghidaj pentru pilă și haideți să vă arăt cum procedez eu. Ăsta e un lanț la prima ascuțire, n-a mai fost ascuțit. De obicei se începe cu dintele cel mai lovit. Adică dacă aveți un dinte lovit, dacă aveți un dinte uzat mai tare ca ceilalți, trebuie neapărat să începeți cu ăla, pentru că toți dinții vor trebui să aibă aceeași mărime, acelui mai mic. Bun, cum lanțul ăsta l-am folosit doar la o tăiere, nu am dinți loviți, nu am dinți, cam toți la fel. Aveți un marker, vă face semn sau dacă nu, se vede cu care ați început. Dacă e lanț nou, se vede pilitură nouă. Ok, punem pe dinte la 30 de grade și dăm doar în față. Nu vă grăbiți. În fond și la urma urmei vrem să iasă un lucru bun, nu un lucru rapid, nu neapărat rapid, da? În primul rând să fie bun, după aia rapid. Acum dacă se poate focaliza, să vedem unghiul în care s-a ascuțit dintele. Aici, după cum se vede, se formează o semilună, un cerc acolo, da? Numai de-ar și focaliza. Așa ceva. Asta, de exemplu, fiind nou, nu l-are. Da. Cam nașpa focalizează, da. Asta este. Sper să vedeți și să vă dați seama de ce trebuie să faceți. Trecem la următorul. Aceeași treabă. La 30 de grade, cu încredere, perfect, următor, bun, tot. Așa se continuă până se ascut toți dinții de pe partea aceasta. După care
se va trece la dinții de pe partea opusă. O să vă arăt cum a scut și pe cealaltă parte. Acum începem, am întors motofirăstrăul și trecem la dinții de pe partea cealaltă. Țineți minte, trebuie să fie la aceeași dimensiune și la aceeași unghi. Foarte important. La fel, căutăm unde are 30 de grade, aici, da? Și ascuțim la 30 de grade. Ok. Next one. Dimensiunea e aceeași. Unghiul la fel. Uitați-vă la unghiul acestea, uitați-vă la unghiul acestea. Așa se procedează și se ascute acasă când aveți o menghie. Lanțul trebuie să fie întins, puțin mai întins decât în mod normal, pentru că trebuie să fie fix, cât mai fix pe șină. Un alt aspect de care trebuie să țineți cont, pe cât posibil șina trebuie să stea fixă. Țineți minte, cu cât aveți o precizie mai mare în mișcări și se mișcă doar mâna dumneavoastră și pila, nu și șina, cu atât aveți face o ascuțire mai de calitate și mai bună. E foarte important să știți că micile detalii fac diferența între un dinte ascuțit și un dinte și un lanț care nu va tăia. Da, lanțul e nou, practic e prima ascuțire și fiind și șina asta de ghidaj pe el, trebuie să-l pun exact la fix, de aia câteodată mai merge mai greu, că mă rog, freacă și șina asta de limitatorul de adâncime. Bun. Un alt lucru care trebuie ținut cont sunt acești limitatori, limitatorii de adâncime. Pe măsură ce lanțul dumneavoastră se ascute, dintele se scurtează și efectiv coboară în jos, pentru că aceștia sunt un unghi ascuțit, în sus merg cumva. Iar la un moment dat, oricât de ascuțit va fi, nu va mai tăia. Și atunci folosesc această leră, care e destul de precisă, zice că are 0,25 sau 63 de milimetri. Aceasta trebuie să fie, sau 0,63 milimetri bănesc, da. Trebuie să fie distanța dintre vârful dintelui și limitatorul de adâncime. Aceștia se iau cu o pilă lată, se pune această leră și efectiv se pilește din limitatorul de adâncime. Până când se simte că nu mai agață pila în el. Gata. E ok, uitați cum trece peste el fără să-l atingă. E bun. E bun. După această operație se rotunjește puțin, ca să aibă forma pe care a avut-o original, adică puțin rotundă, da? Așa procedăm cu toți dinții. Perfect. E perfect. Foarte important dinții să fie egali, foarte important limitatorul de adâncime să fie egal. Dacă unul dintre limitatori e polizat mai mult, altul mai puțin, lanțul și efectiv va tăia în șocuri. Efectiv va merge în șocuri drujba, așa va scutura când va cobor în lemn. De aceea este foarte important să fie pilit toți la fel. Mi-am văzut pe unii că iau cu flexul, mai mare tâmpenie nu se poate. Deci mai mare tâmpenie nu se poate decât să iei cu flex sau așa ceva. Țineți minte, micile detalii fac diferența. Deci ăsta e lucru verificat. Atenție la detalii. Bun.
în continuare vreau să vă arăt ce facem dacă nu suntem acasă, suntem, de exemplu, în pădure și trebuie să ne ascuțim lanțul. Și cum v-am spus, pe cât posibil lama trebuie să stea fixă. Mi-am făcut o menghină pentru lamă. Sunt și ce cumpărat în comerț, numai eu nu am găsit, cel puțin aici în orașul meu, nu am aflat așa ceva. Și cum am văzut pe internet, mi-am făcut eu una. Cam așa arată. Făcută de mine, sudată de mine, tot. Asta se, efectiv, se bate cu sărcurea sau cu un ciocan într-un lemn. Nu se mișcă, stă bine. Prinde lama motofierăstrăului în menghină. V-am spus, trebuie să stea fixă lama. Să strânge. Așa. Am strâns-o cât de bine am putut eu. Ok. Și se procedează exact ca și în menghina de banc. Cum v-am arătat, menghina de banc. Căutăm 30 de grade și îi dăm. Ia uitați ce frumos se face. Super, super. Super. Eu vă doresc spor în toate să aveți și dacă v-am fost de folos, mă bucur. Vă doresc numai bine și spor în toate să aveți. La revedere!